Salutare, bine am găsit la un nou episod de bine suntem pe RPG 2 Devil CS.ro Să aveți toate detalii cu la server în descriere Serverul se deschide astăzi când vedeți voi clipul la ora 10 seara Clipul ăsta o să fie oricum postat cu câteva ore înainte Deci veți avea suficient timp să vă pregătiți, să vă faceți grupe, să vă jucați Sau alte chestii de genul ăsta o să vă arăt care cu serverul, dealership, sisteme și alte cele. Pe TeamSpeak sunt cu owner însă el este pe mut pentru că se auzea destul de nasul microfonul și am zis să fie cât mai profesional. În schimb, o să ne ghideze de pe joc. V-a spus și el salut YouTube, numele lui este Sasuke119 în joc. Deci serverul se deschide în aproximativ 24 de ore, am luat admin și astea ca să vă arăt cam care treau pe server, pentru început o să folosesc comanda să bonus ca să vedem ce puteți primi și voi în momentul în care intrați pe server. Uh, ok, contul meu este blocat. Hai să băgăm aici PIN și cod PIN nesetat. Hai să bag așa un PIN. Și acum uh, cod PIN incorrect. Ah, ok, set PIN. Uh, Dați așa să-mi bag și un PIN și PIN. Login lui 3. Mă rog, nu contează că oricum uh, PIN corect. Acum acces total. Perfect. Vă pune și vă un PIN slash bonus. Bun, ai folosit comanda slash bonus, ai primit level 5, 50 de milioane, 150 de puncte premium, și 35 de ore jucate, deci primiți o grămadă de chestii și bineînțeles vi se mulțumește că ați ales serverul și asta este valabil cam o săptămână, cam 6 zile de la deschidere pentru că le se va deschide pe data de 4. Dar oricum aveți timp suficient să vă faceți cont și să profitează asta. Aici la ce ăsta ce e? e pentru, a, in school ok, deci puteți veniți, nu cred că are rost să mai fac acum traseul sau cum consider și tu, nu cred că mai are rost. A, hai să vedem unde mergem prima dată, ce să prezentăm și uite ideea că primiți o grămadă de bănuți. Deci nu-i sleștați și deja aveți, eu zic că, să vă cumpărați câteva chestii destul de importante, mai ales că primiți banii ăștia exact când intrați pe server, știi? Dar v-am zis, contul ăsta e admin acum ca să am poate aici la anumite comenzi, nu o să rămână, știi? Ok, o să mergem la dealer și prima dată să vedem care e treaba cu prețul mașinilor, probabil o să ne zică și... Uh, el ceva cu privire la economie, cam cât facem pe ori la joburi, dacă ei fac eu oricum niște, niște curse ceva de, de joburi. Hai să mergem la dealer. Ok, dealer și pare a fi schimbat. Probabil de aici mergem frumos și dăm bani să fac destul repere. Bun. Bine, având vedere că pleci cu 50 de milioane deja pe care -i vedeți vă aici. autoturisme ieftine. O să căutăm scump pe direct să vedem. Uh, ok. Inferno e 450 de milioane, nu spre să nu mă la unitatea 0 ori acolo, dar probabil atât costă. Da, de exemplu, poți să-ți cumperi LG, pot să-ți cumpere... De fapt, nu, 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 nu. M-am încurcat în 0 ori. Trebuie să vedem ce poți să să-ți așa cu banii de început. Probabil la regulate găsești. Nu, la ieftine, dar nu contează că... Îți iei o mașină cum ar veni de tutorial și tot să faci treaba, că uite, de aici aici ce Deci de aici chiar aici se iei. Bun, dacă e cam cât facem așa pe o cursă la farm, de exemplu, uitați dăm și Slash Jobs. Pe o cursă la farm la skill 1. Ok, sunt 13 joburi. Ok, aici mergem să vedem care te cu curierul ca și de -aia ne uităm și pe Slash Jobs. Detective, drug dealer, pizza boy, bus driver mecanic, sunt cam cele de bază, avem curierul, ăsta, cel care jefuiește mașini sau cel care fură mașini, farmer, tracker, fisher, um, call delivery man, curier, bun, cam asta ar fi. Hai să luăm jobul ăsta să vedem despre ce e vorba. Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, jobul ăsta, nu știu, nu e chiar pe toate serverele. În general, se cam pune accent pe, pe doar câteva, câteva joburi. Hai să vedem, probabil o să trebuie să mergem aici să dăm slash work, ne-a pus aici frumos checkpoint-ul, sper să nu mor, așa, așa, work, bun, păi hai că o să fac o cursă, ce? De ce, mă rog, bănuiesc, mi-ai dat tu HP și, da, a, nu am, da, 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 asta, nu am, n-am licență, bun, hai să vedem, e departe checkpoint-ul ăsta, uh, nu, ok, Hai să vedem, merge și noi să livrăm vrem repede și dacă e să îmi de fapt nu, hai să vedem cât pe cursă la curier și după dacă îi facem o comparație și cu farmul sau cu ceva pe care cred eu că l-ar face playerii cel mai cel mai des și apropo de asta îi face bine dacă e să mi zici câteva cuvinte cu privire la leader, helper, admin, un număr de ore minime jucate pentru a fi, pentru a fi aleși, da, nu știu. Pentru că nu știu exact ce cerințe o să aveți voi pentru chestia asta. Că până la urmă fiind un server la început, bănuiesc că uh, o să fie niște cerințe oarecum micuțe. El pare să se aleg la 30 online, minim 10 ore jucate, am înțeles. Ok. Uh, câte sloturi aveți voi acum? Că n-am apucat să mă cred că 100 sau câte erau. Nu știu exact. Lider la 20-25 plus aplicație pe forum. Bun. Și... Dar pot să le măresc. Ok, ok, ok. Am luat 22.000 pe asta. Până la 100. E suficient. Hai să mergem dacă e să fac și una de farm. Să vedem... Sau, nu știu, la farm ar fi mai nasol că trebuie să mă duc pe asta și vând la burger. Dar e ideea e că oricum, din moment ce vei urca în skill, cu siguranță vei... De fapt, cheamă tu o mașină dacă e și hai să mergem în altă parte. Oricum, dacă de exemplu la prima curs am luat undeva la 20.000, probabil la scris 6 ei poate o să pe curs sau ceva de genul, ceea ce chiar e bine. Nu știu, hai să mergem dacă e la alt job sau ce consider tu că ar mai fi de căutat. Deci, Trebuie să ne uităm și la Fictions. Avem aici toate facțiunile. Levelul, văd că la toate 5 ar fi levelul minim, deci cum intrați pe eu puteți să intrați deja într-o facțiune. Și deci așa ca și ideea când intrați pe server aveți un level de facțiune, aveți bani să vă cumpărați o mașină, să vă faceți joburile și orice fel de chestii asta, mai ales că serverul la început chiar vă ajută suficient de mult. Uh, da, hai să încercăm și acolo cursul, hai să te cu job să fiu pregătit și pregătim get job, pentru următorul job. Și da, acum consider că nu se cere chiar foarte mult nici la capitolul ore jucate, nici la uh, nici ca și activitate pe server, adică nu se cere un număr foarte mare de player pentru a se alege liderii. Hai că am revenit aici pe server, am revenit și o să mă desfacem niște pizza, pentru că am avut niște probleme cu obs -ul. na, pana mea, sunt momente în care te urește programul de filmat și nu vrea să mai filmeze. Uh, hai să mă desfacem niște pizza în comparație cu curierul unde am luat undeva la 21.000-22.000 pe o cursă la skill 1, pentru că e de menționat și chestia asta că aveam skill 1. Bine, la pizza faza e că e oricum cursă pe cursă și nu e o problemă. Așa, A, trebuie să ne deblocăm contul. Login. Vă băgați neapărat pinul ăsta că văd că se cam bazează totul pe chestia asta. Ok. Așa, hai să vedem. Imediat. Hai să vedem dacă ne-a dat chiar departe cursa. eu mm, e oarecum departe. Hai să vedem, bătrânește, așa mergem și noi, că o să ajungem până la destinație, băgăm așa și o leacă de nos. Uh, deci v-am zis care treaba cu liderii, cu helperii, cu asta ce se va... Ce se va întâmpla în momentul în care se va deschide serverul. Joburile v-am cam arătat așa lista de joburi ca să vedeți cam cu ce ați putea face bani. Ideea e că oricum în momentul în care intrați pe server aveți destul de multe avantaje și destul de mult ajutor din partea serverului cum ar veni încă din perioada de tutorial unde nu ești chiar pregătit să zicem că n-ai joburi făcut sau uh, Așa că având în că oricum unor mă aude acum și e pe fir, să mai zic că dacă e ceva detaliu cu prea la server, nu știu, sisteme sau ceva, unde o să mai mergem după ce o să facem câteva curse la pizza, ca să vedem ca și idee cam cât poți câștiga. Pentru că am zis și am căzut de cum acord să filmăm mai mult joburile pe care se va pune accent, cum ar fi pizza, probabil curierul, farmerul, probabil se vor scoate bani la fel de mult sau aproximativ la fel. Totuși cred că n-am lăsat prea în urmă și probabil vrea să-mi scrie ceva, dar dacă e se teleportează, zic. A, ah, perfect. Sistemele sunt ca pe server mari mare parte, ok. A, ah, de menționat e faptul că, adică nu știu, probabil trebuie să menționez și chestia asta, că serverul face parte într-o comunitate de vlcs.ro. Și cred că aveți și un server de CS sau cea, genul din ce am văzut eu aici pe, pe TeamSpeak. Dar o să vă las toate detaliile în descriere oricum. Uh, să le arătăm la SPD deoarece ce este diferit, zic eu. Ok, o să vedem imediat care treaba cu SPD. bănuiesc că raportul e automat, oarecum, adică ai făcut kill-ul, s-a pus. Nu mai e ca pe vremuri cu poze, cu... Na, pana mea. E un motiv pentru care atunci nu prea intrăm în facțiuni. Să stai să pui pozele, încarcă-le, fă -le. Era destul de complicat. Am înțeles, poate urcă și el, ai like că urcă așa mai bătrânește, dar ce da sigur. Până la urmă este un scuter amărât, hai să vedem. Eu zic o să luăm vreo 25 de mii oare la cursa asta, cam așa estimez eu. Bine, n-a fost o cursă chiar lungă, dar... 15.000. bun. Uite, ca și de casa asta costă 10 milioane și de la level 10. Hai să vedem cu SPD-ul. Ai zis tu să mergem la SPD, să vedem cam cum e treaba cu... Ok. Hai că mă dau jos de pe ăsta și... Ok, pare a fi destul de... Hai să vedem, intrăm înăuntru, îmi dai lider ceva? Sau mă bagi în facțiune și cum vrei tu, nu știu. Ok, perfect. Așa îmi place. Am și un Hyper Beast aici, o atenție -o aia. Ok. La ce te referi exact? E modificat la LSPD? Te referi la sisteme în sine sau la facțiune? Doamne, cât îmi plac modurile astea aici. Uite ce am aici. Mai ce dracu faci așa. Deci, la ce te referi cu chestia asta cu SPD-ul? Textura fără moduri se vede ca în filme. E, aici este problem că eu nu am modurile, dar... Bănuiesc că e o asemănare oarecum între moduri și nu, pentru că la bază e tot jocul respectiv, știi? Police Department e destul de mișto, adică e puțin modificat, nu e chiar de bază așa. Și ce crezi că ar mai fi de arătat? Unde să mai mergem? Nu știu. Ce consider tu că ar trebui să mai știe cei care vor să intre pe server? Pentru că oricum anumite chestii vor trebui să le descopere și ei singuri. Zic și eu. Că asta a fost în mare parte. Păi, Uh, având în vedere că, nu știu, să zicem că am spus cam tot ce ai de spus cu privire la server, vreau să vă spun că în descriu să aveți toate detaliile, probabil o să vă las și serverul de Teamspeak, nu cred că e o problemă, adică bănuiesc că se pot, adică pot intra anumite persoane dacă vor să discute, mă refer pentru probleme sau ce uite v zis asta în cazul în care, nu știu, găsiți un bug, aveți o problemă, ați rămas blocați, nu știu, ați văzut un hacker, pana mea se pot întâmpla multe chestii aveți timp să cu descriere, o să vă las formă, o să vă las panel, o să vă las tot ce ține chestia asta, adresă și alte cele. Serverul se deschide probabil în 3 ore, 2 ore din momentul în care vedeți voi episodul ăsta și cam da, cam asta ar fi episodul scurt și la subiect. Bun, deci aveți în descriere toate detalii, iar noi ne vedem la un alt episod. Mersi pentru vizionare, iar serverul vă așteaptă. Salut!